Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Iubiți credincioși, duminica a cincea, după coborârea Duhului Sfânt, este una deosebită, pentru că în ea Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta cazul a doi demonizați. Nu este singura dată în an când ne întâlnim cu acești doi demonizați din Chinutul Ghergesenilor sau al Gadarei, ci și duminica 22-a după Rusalii este închinată tot acestor demonizați. E bine, acești demonizați, nefiind vorba de o parabolă sau o cuvântare a Mântuitorului, ci fiind vorba de o realitate, și dacă Sfinții Părinți au rânduit ca de două ori pe an să ne aducă această realitate în față, înseamnă că trebuie să învățăm lucruri deosebite. Și anume, an la rândul ne-am ocupat de diverse teme. Ba, ne-am uitat puțin în cetatea care nu l-a mai primit pe Mântuitorul, ba, am spus că ce căutau acei porci, pentru că într-un loc în care nu se consumă carnea lor, ei erau crescuți pentru a fi comercializați, ba, ne-am luat de unii, ba, de alții, dar astăzi vreau să vă propun a ne lua de noi înșine. E foarte greu, să știți, să fim critici, dar să fim autocritici este și mai greu. Și totuși am să îndrăznesc să vedem până unde merge cuvântul de astăzi. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că într-una din zile, trecând cu corabia, Mântuitorul a ajuns cu ucenicii în Ținutul Ghergesenilor. Și încă fiind pe mal, au văzut de departe pe doi demonizați, de frica cărora nimeni nu mai trecea prin locul acela. Și de departe au început să strige: ce ai cu noi, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu? De ce ai venit să ne chinuiești mai înainte de vreme? Și lângă ei era o turmă mare de porci. Și au spus diavolii: dacă ne scoți de aici, îngăduie-ne să intrăm în turma de porci. Și Mântuitorul atât le-a spus: duceți-vă. Și ei s-au dus în turmă și toată turma a intrat de pe țărm în mare și s-a înnecat. Păzitorii porcilor au mers în ținut, în cetate, și au spus cele ce se întâmplaseră stăpânilor porcilor, care cu mic cu mare au ieșit în întâmpinarea Mântuitorului și au spus să meargă pe lângă cetatea lor, căci nu vor să le intre în cetate. Iubiți credincioși, aici ne aflăm noi. Chiar dacă nu este vorba de o parabolă, este vorba de noi. Pentru că într-un dialog pe care Sfântul Arsenie cel Mare îl avea, vorbea despre faptul că diavolii, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, cred și se înspăimântează. Dar să vedem până unde merge credința lor. A venit să ispitească pe Sfântul Arsenie cel Mare, diavolul, și a spus: ei, ce faci cu vioase? Zice: dumneata crezi, dar să știi că noi suntem siguri. Dumneata le te rogi toată noaptea, noi nu dormim niciodată. Apoi, fraților, dacă vreți să ne luăm la întrecere cu diavolul, din start suntem pe locul 2, dacă nu mai sunt și alți concurenți. Pentru că nu putem să ne luptăm cu diavolul așa. Adică să ne întrecem în ce? În venitul la biserică? Dar credeți că el ajunge după noi? El a ajuns înaintea noastră. În rugăciune? Credeți că noi știm câte rugăciuni spun ei? În credință? Exact cum au spus ei. Noi suntem singuri. Voi doar credeți. Atunci în ce trebuie să ne luăm la luptă? Cu transformarea din noi. Pentru că numai noi putem să facem acest pas. De-al minte și ei pot să facă acest pas, dar nu vreau să-l facă. Pasul se numește trecerea la o nouă etapă de viață. Acum, dacă n-ar fi termenul foarte uzitat, tocit și ajuns
vorbă de lemn, v-aș spune că trebuie să ajungem la omul nou, dar cred că vă dați seama de ce nu pot să folosesc așa ceva. De cât v-am adus aminte, așa să vă aduceți aminte de unde pornim, să nu uităm de unde am plecat. Dacă nu vom reuși ca venitul nostru la biserică să ne transforme, mai bine ne-ar fi nouă să nu mai venim la biserică. Îmi asum ceea ce vă spun. Dacă nu ne transformă în a pleca de la biserică, poate nu că în prima zi, dar măcar în al doilea an sau în al 20-lea an, să fim alții când ajungem acasă, n-am făcut nimic. Dacă ne rugăm, numai cerându-i Dumnezeu, dăm Doamne cu tare sau cu tare, dacă ne aducem aminte de Dumnezeu numai atunci când ne doare în stânga sau în dreapta sau nu mai putem, sau dacă ne apropiem de o anumită realitate spirituală numai atunci când începem să simțim că scârție ceva, n-am făcut nimic. Lucrurile acestea le fac alții mult mai bine decât noi. Și atunci noi ce trebuie să facem? Trebuie să nu ne mai văicărim în primul rând, ca să punem un început bun. Spre casă, după cum am spus, nu ne așteaptă lumea ideală pe care noi aici ne străduim în mintea noastră să o săvârșim. Nu ne așteaptă ca cineva să se dea la o parte să trecem noi, nu numai la nivelul fizic, ci la nivelul profesional și spiritual chiar. Nu trebuie să ne așteptăm la lucruri mari pe seama celorlalți, ci trebuie să ne așteptăm la lucruri mari pe seama noastră. Un lucru cât de mic făcut de noi este un lucru făcut de noi. Și atunci putem să începem un război cu lumea răutății, adică un război cu diavolul. Nu în finețuri de exprimare sau în finețul de abordare ne vom lua la trântă cu diavolul. De altminte, Părintele Arsenie, să știți că spunea: tată, cu diavolul nu trebuie să intri în dialog. Știți că mai erau niște mode, nu știu, poate au fi trecut, poate n-au trecut, dar până ne-a ferit Dumnezeu, se mai adunau câte 2-3-7 preoți pe la vreun masul și începeau să strige care mai de care. Și atunci se intra în dialog. Nu e bine, tată, zicea Părintele, cu diavolul nu se intre în dialog, pentru că el este un tolerat. El se chinuie mai rău decât noi. Dacă vom avea această realitate, vom înțelege ce trebuie să facem noi. Acum, să nu credeți că trebuie să dăm cu pietre în diavolul și să credem că acele pietre vor constitui un piedestal pentru statuia noastră. Nu, nici de cum. Dar să vedem ce făcea totuși diavolul și care este subtilitatea lui. Ca dovada faptului că diavolul are nu numai credință, ci are și vedere înainte, are vedere înainte, atunci când s-a apropiat Mântuitorul, diavolii l-au întrebat. Vedeți că nu cei doi, cei doi deja ieșiseră, erau demonizați, erau proprietatea diavolului. Nu mai erau ei, erau diavolii. Au spus: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Păi câți, dacă numărăm pe degete, în afară de Sfântul Apostol Petru, l-au mai recunoscut orbul din Ierihon ca fiind Fiul lui Dumnezeu, l-a mai recunoscut sutașul și l-a recunoscut pe cruce tâlharul. Nimeni nu i-a mai zis Fiul lui Dumnezeu. Iată că diavolul știa cine este, adică avem știință. Și când avem știință, să nu credem că poate să fie numai de la cel bun. Vedeți că poate să o împrumute și cel rău. De ce ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești? Hopa! Cum adică? Ce-i vorbă asta? Înseamnă că știa ce se va întâmpla cu ei, că vor pleca din proprietatea aceea, să zicem așa, de la două camere, la o multitudine de camere. Erau numai doi. După aia au intrat în mii de porci, după cum zice, era o turmă foarte mare. Acest interes pe care diavolii îl arată pentru proprietatea pe care o au, trebuie să ne dea nouă de gândit. Patima pusă în a stăpâni ceva nu are legătură cu lucrurile spirituale, ci e clar că diavolul, atunci când noi simțim că ne fuge pământul de sub picioare, începe să își arate el colții, să spună: păi da, dacă pleci de aici, măcar să pleci la ceva mai mare. Vezi, Doamne, dacă ne dai aici afară din două camere, trimite-ne măcar la o vilă ca lumea. Și asta au și făcut. Dar vedeți unde a mers viclenia și trebuie să fim foarte atenți cu raționamentele. Viclenia a mers următoarea. Zice: lasă că ne dai matale afară de aici, dar te dăm noi afară din cetate. Și așa au făcut.
că datorită păgubirii pe care au săvârșit-o cu porcii, cei din cetate au zis, nu te supăra pe noi, dar nu mai e ce căuta pe la noi. Noi de bine de ăsta așa, să ne faci bine doi oameni și să ne nenorocești averile, n-avem nevoie. Vedeți, au folosit materialul clientului. Deși, să mă ierte Dumnezeu, clientul era de vază. Dar avea și ce le da. Și chiar le-a dat. Dar nu le-a dat lor cât ne-a dat nouă. Să fim atenți că dacă avem rațiune, dacă judecăm așa cum se spune foarte limpede și logic, s-ar putea ca această rațiune să fie împrumutată de la diavol, care iată că astăzi a avut, pe măsura interlocutorului, un dialog de excepție. Acum, într-o vorbire de asta așa, mai în jargonul celor de teenage, să zic așa, să mă înțeleagă și ei mai bine, l-au făcut. Adică i-au cerut ceva, adică i-au cerut o capcană, să cadă într-o capcană, și Mântuitorul chiar s-a lăsat târât în această capcană să ne învețe pe noi, să ne învețe pe noi cum se face și cum nu se face. În primul rând trebuie să învățăm de la Mântuitorul prin exemplu negativ, adică Mântuitorul a făcut ceea ce noi nu trebuie să facem. Nu trebuie să intrăm în dialog cu diavolul, pentru că dacă vom intra, cu siguranță că vom fi cei păgubiți. De aceea, din start, trebuie să refuzăm orice dialog cu diavolul. Și o să zic, bine, dar cum știm noi că e diavolul? Păi orice element de speculă, orice schimb pe care îl cere mintea noastră, nu trebuie să-l ceară vecinul. Să nu credeți că diavolul acum se ascunde neapărat în vecinul sau șeful nostru. Nu. Diavolul se ascunde în gândurile noastre. Și orice lucru de expansiune a proprietății ne aruncă într-un dialog cu diavolul. Adică atunci când simțim că nu se mai poate, știți că dușmanul binelui este mai binele. Vrem să fie chipurile mai bine. Ei, această dorință de a vrea să fie mai bine este un început de dialog cu diavolul. Niciodată nu știm ce are de gând cel de lângă noi și de aceea ne hazardăm și începem așa un dialog. Se spune că odată, vedeți, acum trăim în epoca aceasta a agenților și a publicității, n-aș vrea să spun mai mult decât excesive, dar este chiar incisivă. Într-una din cătunele țării vine un agent care vindea nici mai mult, nici mai puțin decât aspiratoare. Acum vindea aspiratoare omul. Și în momentul în care bătrânica, în casa căreia a intrat, i-a deschis ușa, el imediat parcă a apăsat pe buton și a început rolul. Știți cum vă duceți pe la cât un magazin? Pot să spun că doar nu fac. Te duci la McDonald's și zice, bună ziua, dacă doriți și să fie meniu și să fie mare, să fie mic, să fie nu știu care. Nu, domnule, am venit să cer ceva, nici nu te ascultă ce zici, întâi îi spune poezia, așa se zice nenea ăsta. Vine cu aspiratorul, că eu sunt de la Kirby, de unde fi fost el, și scoate de mână o mână zdravănă de pământ, amestecată cu tot felul de nenorociri, și l-aruncă în mijlocul casei. Și zice, mamaie, dacă nu o să fac aici curat mai tare decât a fost, eu îl mănânc pe ăsta de l-am aruncat. Zice, mamă, să știi că trebuie să ai poftă, pentru că eu de dimineață n-am curent. Problema este următoarea. Nu suntem pregătiți să intrăm în dialog așa cu fitecine. De aceea Mântuitorul astăzi, prin faptul că ne-a arătat cum e să intri în dialog și să iasă rău, trebuie să știm că mai bine nu intrăm în dialog. Acum nu mai știu ce s-a întâmplat cu bietul agent, bănuim că oricum a trebuit să-l spele multă apă din Dunăre ca să poată să treacă mai departe de casa bătrânei. Vedeți, elementul surpriză întotdeauna pândește, stă lângă noi. Și atunci, cei care erau pe lângă Mântuitorul, bineînțeles că s-au gândit, băi, să vedem ce s-a întâmplat. Am mai spus și altădată, era acolo o turmă mare de porci. Nu că aș vrea să fiu cârcotaș, Doamne ferește, dar ce căuta turma aia mare de porci? Păi, noi știam că nu mănâncă frații noștri evrei, că evrei erau și pe vremea aia, carne de porc. Ce căutau totuși să crească porci?
Ei, ca să-i facă bani, că bani puteau să mănânce. Spuneam altă dată că întotdeauna diavolul se ascunde în lucrurile pe care noi le avem în plus. Dar să nu credeți că știm care sunt lucrurile în plus dacă nu avem și o viață spirituală deosebită. Spuneam altă dată despre faptul că noi românii avem așa un mare dar, acela de a nu arunca nimic, a pune totul deoparte. Tot învățând, eu tot acum vă spun lucrurile acestea ca să le învăț și eu odată pentru totdeauna. Că săptămâna trecută, căutând că îmi trebuia o mică garnitură, soția era lângă mine. Zice, acum să te văd. Dacă nu găsești garnitura asta, te duci și mai cumperi vreo 5 și le pui la loc. Exact cum ai zis tu că nu trebuie să facem. M-am abținut, să știți, m-am abținut. Adică n-am cumpărat decât una. Pentru că pe celelalte 3 pe care le pusesem eu bine, nu le-am mai găsit. Și am zis, mă, fraților, tot învăț, 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 dar poate că acum spovenind în fața dumneavoastră îmi trece și mie lucrul ăsta. Ce se întâmplă? Ne aglomerăm și ținem lucruri care lipsesc clar din altă parte. Ne aglomerăm exact cum se aglomerau acești crescători de porci cu ogrăzile lor, acei porci trebuia să stea în altă parte. Ei, diavolul, că acesta este mesajul, s-a ascuns în lucrurile de prisos. Poate să ascunde și printre garniturile mele, printre obertainele mele pe care le-am pus deoparte și încet, încet vreau să mă vindec și să le dau la o parte. Fraților, noi dacă acumulăm ceva și punem deoparte, cu siguranță că atragem și evenimentele care vor avea nevoie de acele lucruri pe care le-am pus deoparte. Dar dacă nu le avem, o să treacă ispita pe lângă noi și bă, dar ăsta nu și-a pus deoparte, lasă-l bă în pace, nu ce la aia care... Măcar să le dăm noi de înțeles că degeaba au adunat. Într-adevăr, acum vreo, să termin cu spovedania mea până la capăt, acum vreo 3 săptămâni îmi trebuia să schimb un robinet care nu mai ținea bine. Și știam eu o sacoșă în care aveam robinete. Bineînțeles că am găsit acolo toate mufele pământului. Am găsit tot felul de reducții de garnituri în afară de dimensiunea care îmi trebuia mie, dar n-am găsit niciun robinet pe care eu îl căutam. Știam că îl pusesem acolo. Vă promit în mod solemn că nu mă apucă duminica viitoare până când nu voi face curat de tot și definitiv. O să găsesc eu vreun instalator ceva, să le dau mult măcar, ca să zic că am făcut ceva. Pentru că este o realitate. Diavolii nu s-au ascuns în vitele sau în miei lor pe care ei îi mâncau. S-au ascuns lucrurile pe care ei nu îi mâncau. Deci diavolul pleacă dintr-un loc într-altul, dar se ascunde în locul care nu trebuia să fie necurățat. Dacă vom avea grijă ca tot ceea ce am acumulat, am protejat, am pus deoparte, să le dăm acolo unde trebuie să ajungă, cu siguranță că trebuie să ajungă în altă parte, nu mai are diavolul unde să se ascundă. Și atunci ce va face? Va pleca pe pustii. Acum, dacă aș fi răutăcios, a zis, bă, o găsi pe unul care are adunat. Dar ăsta ar suna ca blestem și nu vreau să-l lansez așa. O zice mai frumos așa. Nu ne interesează unde se duce. E, ba ne interesează. Măcar să plece. Dar ne interesează și unde pleacă. Nu cumva să ne întâlnim cu el după colț. Fraților, această duminică deosebită, de pe lângă Ținutul Gherghesenilor, este o realitate. Nu e vorba de pilda semănătorului, nu e vorba de pilda talanților. Este vorba de o realitate. Demonizații se aflau la 2 camere și au plecat pe iaht, ca să folosim apa. Dacă noi avem în gând să plecăm dintr-o zonă mai înghesuită la una așa mai largo, e clar că este o mare ispită. Să ne gândim măcar de 2 ori înainte de a face pasul, ca nu cumva să ne întâlnim acolo cu battle-toaca, cum zicea părintele, și să intrăm în dialog cu el. Pentru că nu este cazul să intrăm în dialog cu diavolul. Iubiți credincioși, această duminică a realității, cum am numit-o mai dinainte, este duminica noastră. Noi suntem cei în care s-au sălășluit demonii și să nu credem acum că spunem vreun lucru forțat. Nu! Sunt ascunși între gândurile noastre, între intențiile noastre,
chiar și în entuziasmul nostru mai sunt ascunși diavolii, pentru că avem la proscomidie rugăciunea generală de pomenire a morților, în care pomeni și pe cei pe care i-a atins un lemn sau un fier, le-a doborât fulgerul, sau au chiuit, sau de veselie au murit. Adică înseamnă că diavolul se ascunde și în prea mare veselie, și în entuziasm prea mare, după cum se ascunde în tristețe mai ușor, dar mai subtil se ascunde și în prea mare veselie. Ei, acum aș vrea să închei cu un singur lucru. Cum ne comportăm, acum dacă ne-am tot acumulat gânduri pentru noi, cum ne comportăm totuși cu ceilalți? Adică venim la biserică și cum ne comportăm cu ceilalți? Ce trebuie să facem? Să fim incisivi, ca nenea ăla care vrea să-și vândă aspiratorul? Sau să fim puțin mai precauți? Pe mine, unul personal, mă deranjează foarte mult tutunul. Acum, probabil că am și neșansa că n-am fumat niciodată. Dar mă deranjează la culme. Eram, acum vreo 2 ani, în fața unei comunități frumoase din Paris și, ca fiecare dată când plec de acasă, la hotel, cred că și diavolul e în spate, imediat își face bagajul după mine. Și imediat îmi pregătește o cameră tămâiată, gata. Trebuie să mă cert cu recepționerul, să-mi schimb camera, o treagă. Așa se face. Ei, și mi-am propus, da, nu erați dumneavoastră de față, trebuie să vă spun de asta. Mi-am propus ca de acum înainte să nu mai pun patimă, mă, fraților, că sunt prea pătimași. Și atunci, ce o să fac? Trebuie să iubim, fraților. Că Dumnezeu iubește pe păcătos. Acum, urăște păcatul, dar iubește pe păcătos. A iubi pe păcătos nu este o noțiune de asta, o filozofie. Este tot o realitate. Trebuie, într-adevăr, să iubim. În momentul în care iubim, se și transmite, se face un transfer. Și atunci, nu o să se lase la de fumat că îl iubește Părintele Marius. Nu, asta e niciun caz. Nu sunt așa de dus cu pluta, ca să spun. Dar, pentru mine, mă protejez că dragostea mea către el vine ca o mângâiere pentru mine. Să zic, bă, într-adevăr, miroase a tutun, dar iubesc. Adică am făcut și eu ceva. Uite, i-am învățat pe oamenii ăia să facă, poate face ceva ca mine. De asta vă spun că dacă venim la biserică în fiecare duminică și n-am plecat cu ceva de aici, măcar cu un gând care să meargă mai departe, uite cum am fost eu acum de luni încolo, de mâine, deja mă apuc să fac curat între șuruburi. Nu se poate, nu mai nimic. Să nu-l mai las pe diavolul să mai vine în nicio garnitură de-a mea. Gata, nu are ce căuta. Garniturile să stea la Sanitas, când am nevoie de ele știu unde le găsesc. Becuri de frigider, de alea de 15 vați, nici nu mai am frigider de ăla. Vedeți, trebuie să fim foarte atenți. Ce păstrăm? Să-mi păstreze Dumnezeu mintea asta, da. Să-mi păstreze gândul cel bun, dar nu lucruri care să mă aglomereze pe mine și să-i permită diavolului să se ascundă așa de bine. Dar revenind la frații noștri cu tutunul, am luat o gură de aer ca să pot să intru iar în atmosferă, că mă sufocasem de tot. Dacă iubim cu sinceritate pe cel care nu pot să zic că e viciat. Eu nu pot să zic personal pentru că eu neavând viciu ăsta, vă imaginați că nu pot să știu dacă e viciu sau nu e viciu. Dar mă ferească Dumnezeu să mă apuc de ceva. Dar măcar vă spun sincer că nu pot să-i judec pe oameni, că n-am cu ce să-i judec. Și atunci mă rog la Dumnezeu să iubesc. Acum câteva zile era un om pe stradă care îți inspira gândul de a fugi cât mai departe. Și atunci zic, bă, fraților, să știi că ia să vedem, mă, tot învăț eu pe om, să iubești. Bă, zic, hai să văd, am stat în fața lui vreo 5 minute, bine, dar nu ostentativ așa la jumătate de metru, mai de departe, așa să văd. Bă, zic, totuși, o avea el ceva bun. Știți că avea? M-am uitat așa foarte, foarte atent la el și cred că omul ăsta nu privise pe nimeni ochii în ochi. Toți fugeau de înfățișare. Avea niște ochi limpezi. Cred că el era mai împăcat în hidoșenia lui cu el însuși decât sunt alții mult mai șlefuiți și sunt neîmpăcați cu ei înșiși. Să știți că strădania aceasta de a-l iubi pe celălalt, de a empatiza cu el, este tot o realitate. Este realitatea duhovniciei. Să știți că nu sunt toți duhovnicii la fel. Să nu vă apucați să credeți că dacă veniți la mine acum trebuie să vă iau așa ca la carte, ai făcut o paia, paia la altă, paia la altă. Nu am și eu modelul meu, neputințele mele. Eu știu de la Părintele Asenie că își împărțea canonul cu mine.
cu mine personal, nu știu cum făcea cu alții, dar vorbesc din punctul meu de vedere și nu pot să fac eu altfel. Le-am spus altora, veneau și eu vreau să mă spovedesc după pravile. Zic, da, bineînțeles, căutați-vă un duhovnic care face lucrul ăsta. După pravile spovedesc și eu, dar altfel. Am și eu pravila mea. Am și eu niște ținte pe care le urmăresc în duhovnicie. Dar mă străduiesc să nu mai fac niciun păcat, pentru că un duhovnic adevărat, care nu are niciun păcat, nu poate să canonisească pe celălalt cu un păcat pe care nu-l are, ci un păcat pe care îl săvârșește și el, îl canonisește și zice, frate, hai să luptăm împreună. E bine, aș vrea ca până la sfârșitul vieții mele duhovnicești să ajung să nu pot spune nimănui, hai să ne canonisăm împreună, ci dragostea să fie atât de mare încât să mă împiedice pe mine să fac lucru rău, pentru că țin foarte mult la cei care vin să le dau dezlegare. De aceea, ziua de astăzi, ziua realității, cum am numit-o, să fie una și pentru mine și pentru dumneavoastră de a scormoni în noi și de a face curat. De a nu-l mai lăsa pe diavol să ne ceară în schimb, zice, plec din cap, dar du-mă în altă parte. Să nu mai aibă unde. Zice, știi, plec din casă, dar mă duc în magazie, că găsesc eu acolo. Ai matale, garniturile și robinezii pus deoparte, mă bag între ei. Vreau să nu mai găsească așa ceva. V-am mai spus și altă dată principiul și vreau să-l țin și eu de acum înainte. Orice lucru pe care îl avem și nu l-am mai folosit în ultimele două sezoane, nu are ce căuta la noi. Spor la lucru. Eu mă duc să le arunc pe ale mele. Așa să ne ajute Dumnezeu.